30 de familii sărmane din Petroșani vor primi câte un brad din partea Asociației Caritas. Brăduții sunt oferiți gratuit de către Ocolul Silvic din localitate și vor fi împodobiți în Parcul Central. Acțiunea se va desfășura sub titulatura Festivalul Brazilor de Crăciun. Festivalul Brazilor de Crăciun se întâmplă pentru a treia oară consecutiv. Anul acesta, ca și anul trecut, beneficiem de ajutorul Ocolului Silvic Petroșani, care ne va sponsoriza cu 30 de brăduți pe care îi vom împodobi și dărui familiilor nevoiașe. Pomii vor fi oferiți familiilor cu probleme sociale gata împodobiți, respectiv cu tot cu globuri și cadouri. Exact, bradul împodobit cu globuri, dulciuri, au fost organizații în anii trecuți care au împodobit brăduții cu obiecte artizanale făcute de copii, tot cu brad, cu tot, cu decorațiuni vor merge la familiile nevoiașe. La acțiunea care se va derula înaintea Crăciunului au fost invitați să participe reprezentanții firmelor, dar și cetățenii care doresc să le facă un cadou celor aflați în suferință.